Pentru cine nu știe, eu îmi pun mereu ventuze. Așa că, ce vedeți voi acolo sunt ventuze, da? Am băut un Teraflu. Doamne, cât de scârbos poate să fie. Îl detest. Și acum mi-a pus al meu ventuze. L-am învățat să pună. Și stau aici ca să-mi treacă mai repede răceala asta. Doamne. Mă, băiatule. Deci am, azi e luni, mi le-am pus joi seară, la ora 10. Măi, nu am 4 zile în cap. Ați nebunit? Și asta e a doua tură, că ieri mi-au căzut la fel de multe. Și al meu era șocat când a văzut câte gene erau pe canapea, că le pusesem aici, le-am aruncat azi de dimineață după ce am făcut de altfel poză. Și acum astea. Mamă. A doua zi de răceală cruntă. Mi-e atât de greu să respir. Măi, fetelor. Aseară mi-au căzut toate genele de la ochi, mai rămăseseră câteva, așa că le-am smuls. Încă sunt inflamată și se vede unde am fost injectată cu Spermation de Somonation. Așa, am dat drumul la aerul condiționat și am făcut curat în toată casa. Am băgat două mașini de spălat, am spălat aragazul, miau miau, hau hau. Am zis să-mi fac ceva de lucru pentru că m-am trezit la ora 9 dimineața. 9 dimineața e foarte dimineața pentru mine. Și când mi-am suflat nasul, n-ați vrea să știți că era plin de sânge, îmi suflam nasul cu sânge, mi-am băgat Bixtonim. După aia iar mi-am suflat nasul după puțin timp, iarăși sânge. Ceva rău, deci pe mine răceala mă termină din punct de vedere al nasului. Nu mă deranjează vocea, nu mă deranjează frisoanele, cât mă deranjează nasul, gen teribil. Nu știu cum mi-e face și o curat să mă operez la nas. În fine. Și acum o să mai stau puțin așa, mă relaxez și după aia cred că iarăși mă duc să-mi fac o baie fierbinte, că până la ora asta cred că am băut deja 3 sau 4 ceaiuri fierbinți. Mi-am făcut și o infuzie de aia la nas, cu apă fierbinte, hau, hau, miau, miau. Când am făcut infuzia aia, ce credeți? Mi-am făcut și coșurile, punctulețele de prin zona asta, ca e, dacă tot mi-am băgat nasul la aburi, să fie, da. Iar fata mi-a scris de la gene și mi-a zis să mă duc la ea să îmi repună gene. I-am zis că nu o să mai vreau să o volium, o să vreau gen 6D sau ceva de genul, așa că da, mă relaxez, am nevoie de relaxare, că abia pot să respir. Foarte interesant filmul Megan, păpușa aia care are pice de fetiță. Puiul meu mic învelit, el e băiețelul, ca așa ne trecem. Uaf! Stă acolo la picioare și după aia se pune lângă mami să-l învelească. Uaf, băiatul meu mic frumos. Hai, zile bune, dimineața, oameni. Bună dimineața, m-am pus aici la ring light. Să vă arăt că încă mai sunt umflată în zona asta, se mai văd înțepăturile. Și, în continuare, nu am gene. I-am dat mesaj fetei să știu cum putem să rezolvăm treaba asta, pentru că mie în 3 zile, gen, mi-au căzut genele, eu în a patra nu mai aveam nicio geană, decât câteva la unul, câteva la altul, ochi care a trebuit să le smulg pentru că erau alandala. Și mi-a spus că o să se ducă la doctor pentru că s-ar putea să aibă rujeolă și mă anunță a doua zi când mă poate reprograma, pentru că eu i-am și specificat că mă așteptam să mă țină genele măcar 2 săptămâni pentru weekendul cu Timișoara și pentru weekendul următor. Având o ședință foto sâmbătă, adică nu mâine, poi mâine. Ei bine, și eu sunt așa. Aseară nu mi-am mai dat niciun mesaj, i-am dat eu mesaj să o întreb ce face și așa, și ulterior vreau să vă spun că i-am spus fetei că vreau, dacă e să-mi restituie măcar 150 de lei
pe cont pentru că am nevoie să mă duc să-mi aplic gene și eu deja am vorbit în altă parte cu o fată care a putut să mă ia vineri. Deci, ca să înțelegeți. În fine, mi-a răspuns, cred că după câteva ore bune, mi-a zis că n-a văzut mesajul că ar fi putut să mă facă vineri, doar că i-am și spus, din moment ce nu mi-ai răspuns imediat și așa, eu n-aveam de unde să știu că tu ți-ai anulat clientele, că tu ai putea să mă faci vineri, pentru că eu n-am mai primit niciun răspuns. În fine, și am întrebat-o dacă vrea să-mi dea bănuții sau nu, ca să știu ce să fac. Și mi-a zis că până vineri seară mi-i trimite. Acum, sincer să fiu, chiar aștept să văd dacă mi-i trimite sau nu. Eu nu sunt, după cum știți, niciodată pe scandal. Am pierdut, zic eu, mai multe în viață decât 200 de lei. Doar că în momentul de față, dacă e să nu vrea să îmi restituie banii, atunci voi face publică toată situația și îi voi da și numele. Eu una nu vreau să fac lucrurile astea, că nu stă în caracter și nu mi-arde, dar decât să-și mai ia și alte persoane țeapă, mai bine fac asta dacă nu mi se primesc bănuții înapoi. În fine, acum m-am trezit foarte de dimineață, m-am trezit la 8 și, pentru că ieri am luat un lipovon și astăzi iar am luat un lipovon, gen, pentru că m-am pus eu pe cântar, că știți că sinceră cu voi, și aveam 55,7 kg. Eu când am văzut 55,7, vreau să zic că n-am fost cea mai fericită persoană, așa că a trebuit să bag frumos pastiluța pentru a nu mai mânca, ca să mai dau dracu puțin jos, dacă tot am băgat în mine. Ai. Și acum trebuie să mă apuc să fac ordine pe aici, pentru că o să-mi vină o clientă la genunchi. Și să mă mai dezmembrez și eu așa, una alta. Da. A, și comanda de la Trendyol, că știți că v-am zis că mi-am dat comandă, îmi arată de 3 zile că a ajuns în București, de 3 zile eu momentan nu am primit-o. Acum sper să-mi vină, pentru că i-am dat cu ramburs, adică să o plătesc când ajunge, dar am mai dat încă o comandă pe care am plătit-o cu cardul. Acum câteva zile. Deci eu nu înțeleg ce e cu oamenii ăștia de la Trendyol sau cu curierii de la Trendyol. Ei nu știu cu ce trebuie să-mi vină. Mă zăpăcește că n-am primit niciun mesaj de ăsta de dimineață. Deci dacă nici acum nu este ok Trendyol-ul, din nou voi ieși public să fac niște afirmații despre el, pentru că toată lumea, gen, laud atât de mult Trendyol-ul ăsta și eu nu văd ce-i de capul lui, că momentan pe mine mă dezamăgește, ar fi deja a doua oară când mă dezamăgește și că am mai și plătit comanda. Da. Hai să vedem. Așteptarea moarte n-are. Mi-am făcut o altă baie fierbinte ca să depășesc cumva răceala asta și mi-am dat cu apă acum pe față pentru că vreau să-mi dau din nou cu Sesderma. Știți că am recumpărat-o, așa că vreau să fac o mică exfoliere, nu foarte mare, pentru că dacă mi-am suflat nasul foarte tare, aici zona oricum este bubuită. Ah, Dios mio. Pune și noi așa frumos și începem și frecăm. Ah. Mișcări circulare și uitați-vă, vă rog, la ventuza mea, da? Tu. Și îmi voi da și puțin pe buze să le exfoliez și pe ele bine. Iar acum voi folosi masca asta de la Caudalie, care nici asta nu mai are foarte mult. Va trebui să o recumpăr. Și asta este pentru diminuarea porilor. Se pare că un coș vrea să-și facă apariția pe fața mea. Începe să-mi facă nervi coșul ăsta și toate celelalte care mi-apar. Așa. Hai, gata, că oricum mă întind. Și o voi întinde cu degetul.
Gata. Iar acum aștept să se usuce. Între timp o să-i fac și eu niște vânt cu vânticelul ăsta. Și am mai luat o mostră de asta, dar stați să văd pentru ce e. A, Sleeping Pack este tot așa ceva foarte hidratant și eu am nevoie la față, mai ales că încă sunt inflamată în zona ochilor. Da, hai, aștept. Gen, revin după aia. Gata! Eu nu știu dacă vă dați seama, cu excepția bubelor ăstora, mă rog, înțepăturilor și coșurilor, astea două, cât de curat este acum tenul meu. Nu cred că vă dați seama. Nu vă dați seama, dar vă zic eu că se simte și la mână. Deci astea două produse sunt două produse care n-aș vrea să se termine niciodată, să fie scoase de pe piață sau mai știu eu ce. Așa că hai să punem asta de la Centella Focus. Mi-am făcut și unghiile ieri. Mi-am dat cu Carmin pentru cunoscători. Hai să te hidratăm, fetiță. Așa. Ai, iau mai multă, că am nevoie să-mi hidratez neapărat o zona de sub ochi. Asta e cantitatea. Ah, Doamne, cât de fin se simte acum. Deci, după ce îți faci gomajul acesta, că în primul rând de la gomaj este fața, așa că cealaltă mască v-am zis că este pentru pori. Deci alunecă într-un mare stil și make-up-ul se așează superb, Doamne. Și mai ales că dacă mâine mă duc la gene, vreau să am fața de acum foarte curată, că după aceea nu mai dau așa cu apă pe față și mă frec eu cum mă frec de obicei. Iar acum mă voi băga frumos pe canapea să-mi fac un masaj cu ăsta de la Coco Solis și cu aparatul meu de frecat picioarele. Acesta v-am mai zis eu că este anticelulitic, dar, sinceră să fiu, eu nu am văzut mari efecte pe mine, dar nici nu l-am folosit zilnic ca să vin cu o recenzie. Așa că recenzie la el nu cred că pot să vă dau una sinceră, pentru că nu m-am ținut de el așa cum trebuia. Și după cum v-am zis, detest să fac curat în dulap. Gen, carunc foarte multe. Am făcut însertarul cu pastile și am făcut însertarul celălalt cu dulciuri. Așa arată. Așa arată tot ce arunc. Minunat, nu? Dar măcar acum arată bine sertarul. Stai. Una bucată și la pastile, în sfârșit, arată bine. Nu mai aveai loc, deci nu mai aveai loc să pui o cutie de pastile, că erau toate astea acolo. Bună dimineața, s-a trezit dulceața din nou. Mă simt mult mai bine. Și astăzi mă voi duce la gene, pentru că nu mai e ceva rău ce văd eu la mine. Eu știu că voi îmi dați comentarii că îmi stă bine și așa, dar mie nu-mi place neam de neamul meu. În fine, vreau să vă spun că eu aseară am intrat într-o febră a shoppingului. Am intrat. Și bineînțeles că am vrut să-mi comand ceva de pe Sephora, doar că l-am întrebat pe al meu dacă știe ce să-mi ia de Moș Nicolae. Fiind și Nicoleta, deja știe că eu sunt cu treaba asta. Nicoleta, ziua mea, înnebunesc pe toată lumea. Ei bine, și zice el, nu știu ce să-ți iau, bine, hai, ia-ți și tu acolo. Mi-a dat un mic buget, dar, bă, de pe Sephora nu puteam să-mi aduc două produse și depășeam bugetul, ca să înțelegeți, cu tot cu reduceri. Și acum, nu am știut, la rușul de la Anastasia Soare, pe care să mi-l iau, că am văzut eu că era un duo cu creion și cu ruș și era nuanța Hollywood, rujul din duo ăla, dar nu l-am prins nicăieri, nici în magazine, nicăieri a fost stock epuizat. Și între timp am zis, ia mă să caut pe net mai bine și alte poze cu nuanța, că de la Sephora nu prea îmi dădeam seama bine. Ce credeți? Pe Salon Provider era 88 de lei redus, da? Iar pe Sephora era 111 lei redus. Așa că am schimbat, efectiv, am schimbat
site-ul și mi-am dat comanda de Moș Nicolae de pe Salon Provider. Puteți să faceți și voi asta ca și idee pentru iubiții voștri, asta dacă nu vă deranjează să știți ce veți primi și să mai vă cumpere el ceva mic acolo, pe lângă, așa, dar cadoul să fie important, gen. Am venit și mi-am dat eu frumos comandă pe Salon Provider de ce îmi doresc de Moș Nicolae. Și după ce s-a culcat al meu, am zis, ia să intru și pe Notino să văd. Atât mi-a trebuit, fetelor, că vreau să vă zic acum că este vineri astăzi și poate vreți și voi să vă luați în Camtuse acest fond de ten pe care îl știți deja de la mine, da? Eu l-am avut în nuanța MN9 înainte și după aia l-am comandat MW9. Nu este mare diferență între ele. Da, mami. Dar ăsta e puțin, cred că mai spre portocaliu, dar foarte puțin insesizabil și ăla este neutru. Băi, n-am avut cum să-mi dau comandă că era doar 177 de lei și pe ăsta chiar nu... Nu-l prinzi nicăieri, nici pe Sephora nu era redus, nu nimic. Așa că, fetelor, dacă vreți să vă luați fondul de ten de la ISL, acum este momentul vostru. Și pe lângă asta, mai mi-am dat comandă și de un creion de buze de la Catrice Manhattan, dacă nu mă înșel. Și nu mai știu ce am comandat acolo, că am luat mai multe. O să vă fac, cred că, unboxing săptămâna viitoare. Dar, credeți-mă că am dat năvală. Dar, totuși, ținând cont că... Ăsta a fost 177 și comanda mea a fost vreo 380. Eu zic că sunt bine, că am luat vreo 10 produse. Da, așa că ce pot să vă zic? Mă pregătesc acum, m-am trezit și de dimineață că a venit tata pe la mine să-mi aducă ceva. Și mă dau frumos cu tonerul ăsta de la Roxy. Și după aceea o să mă duc la ora 2, am programare la Gene. Până atunci mă duc și eu la Casa Iubirii. Sper că v-a plăcut acest clip cu mine. Aștept încă comanda de la Trendyol. Am primit un mesaj astăzi, dar nu am primit, de fapt am primit un e-mail, nu am primit un mesaj. Deci nu știu ce se întâmplă cu comanda exact, că v-aș fi arătat-o tot în clipul ăsta, dar nu cred că vine nici astăzi. Eu sper să vină, că oricum trebuie să redau banii la Friday. Ha! Da, și ne vedem data viitoare. Vă pup, vă îmbrățișez, aveți grijă de voi și feriți-vă de oamenii răceți, vă rog eu, ca să nu luați și voi răceală, că uitați-vă la mine, da, cât mă chinui cu răceala. A, și încă o chestie. V-am zis în clip că m-am apucat de lipovân. Vreau să vă zic că asta este a treia zi și deja am slăbit un kilogram. Ce puteam să-mi doresc mai mult? Că v-am zis deja, da, că am pus kilogramele și în momentul de față am mai slăbit. O să țin tot așa, aia e, am luat și pansament gastric, mă rog, am luat omez înainte să iau pastila de dimineață, giugiuc. Și oricum, am dormit aseară, ca să înțelegeți, cred că 4 ore jumate și tot mă simt fresh de la pastilă. Da, gata, vă pup, vă îmbrățișez, aveți grijă de voi. Bye!